fericile iubirii. Relația cu Adelina l-a transformat pe Seba în ținta atacurilor colegilor săi din casă. Micul mic. Micuțul micuț. Micuțul micuț. Miculeț. Ce stătea el aici cu Adelina? Îmbrățișați, apropiați. Nici nu i-am mai pronunțat numele. De când am venit aici, numele lui Alex n-a mai existat. Dacă era gen al altăieri, te striga de minim 4-5 ori. Minim. Ce ai mâine? Până la ora asta. Nici nu te vede, practic, acolo. De ce treabă am, frate? Păi și înainte ce treabă aveai? Te simțeai singură? Am venit aici să stau cu Alex în emisiune, ce ai? Păi, nici înainte nu veni să stai cu Alex și erai un la lui. Ce mă e așa? Îl pumpai colo, colo. Asta mă, el fericit. E nebun, nu fericit. Mama, asta e mă. Un om sinucigaș, asta e bun ca și kamikaze de la. Nebunul ăsta, dacă îi dai un avion de la să intre într-un zgârie nord, din ăla intră. Capricile iubirii. Întrebarea este simplă. S-a schimbat relația voastră a băieților de când Seba este cu Adelina? Nu. Nu. Eu n-am nicio treabă. Seba și Alex, la voi a fost o problemă acolo. Da, eu la început... Ionuț. Când... Ionuț, scuze-mă. Seba a făcut... Adică s-a declarat o cunoaștere, într-o cunoaștere și o relație cu Adelina. La început am vrut să... nu mai vorbim, adică să ne ignorăm total. Dar după mi-am dat seama că el nu are nicio vină, Adelina este cea vinovată care... Inițial a vrut să-i... Nu, el este victimă colaterală, el nu face el parte nu din poveste. Măi, Ionuț, haide măi, nu, l-a legat, îl obligă, îl leagă cu lanțul și îl trăște până casă. Hai mă, Ionuț, despre ce vorbim aici? Am acceptat soarta și am... Cu alte cuvinte, un bărbat poți ierta o femeie niciodată. Niciodată, dar bărbatul nu-și scutură el pălăria și... Dar eu le-am zis, știi, de atâta scuturat de pălărie s-ar putea să fie atât de ponosită că să nu se mai uite nimeni la pălăria lui. Corp la corp nu scoate ochii. Ia uite-o și pe a mea. Coaliție aici, între femei. Ia zi, Victor, hai că tu ești imparțial. S-au schimbat relațiile? Păi nu, 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 eu te întreb pe tine că ești imparțial. Te-am chemat ca observator imparțial. Păi relațiile în mare parte sunt aceleași în casă. Dar? Să vă dați seama ce a făcut Adelina, faptul că l-a folosit. Și Doamne iartă, m-a făcut. A intrat pentru Ionuț 50 M-tera la Seba. Eu cu Ionuț am mai avut o discuție azi și mi-a explicat niște lucruri. Și eu m-am dus la ea. Nu știu ce să zic. Și eu, părerea mea e adică că... nu văd vinovat zise Victor. Situația asta o văd vinovată pe Adelina. Zise Victor, care a fost întâi cu Anca și după aia a plecat. Din 2001, toamna. Păi, da, dar e aceeași persoană. Nu da, dar eu fi... am făcut lucrurile imediat. Pac, știi de ce? Cumva pe tine te-am adus și pentru că tu ai avut o perioadă când ai fost și în afara casei. Deci da. Tu ai văzut lucrurile și dintr-o perspectivă și din altă perspectivă. Știi? Și s-au schimbat relațiile? În casă nici n-au fost relații niciodată de prietenie. Da, uite, între Seba și Alex? Eu spun că... Nu, se înțeleg la fel de bine, după părerea mea. Da, între Seba și Ionuț. Ei sunt așa, nu prea realizează unde au venit încă. Cred că te-am întrebat de relație, nu de, cum, de ce suntem noi aici. Relația, da, vă înțelegeți bine, da. Da, la început, la început a fost atunci cu Adelina, din când a fost la început. Ți-a zis că ți-ar da doi pumni când te-ai dus cu Adelina. Deci, păi atunci am realizat că el nu are nicio vină și ar trebui să... Aolea, nu pot, deci nu că uite, mi se umflă aici o vână, maică. Adică o să-și dea seama el pe parcurs că... tot ce am spus aici a fost... Măi, Ionuț, uite cum mi se ridică. Uite. Cum, Doamne iartă-mă, să-i spui, el n-are nicio vină. Măi, trebuie să fii extrem de naiv ca să nu-ți dai seama că vina e împărțită, că nimeni n-a obligat pe nimeni. Nu poți să arunci vina în spatele unei singure. Este plăcea persoana respectivă. Știi cum se cheamă asta? Obiectiv. Comuniune consensuală. Exact. Adică, totul se... Amândoi au vrut că dacă nu se chema altfel și nu făcea obiectul discuției noastre...
pot să, adică având în vedere că locul meu în aceeași casă, nu pot să-l tratez cu indiferență, ne salutăm dimineața și cam atât, adică nu s-a schimbat absolut nimic. Dar tu nu cumva îl desconsider puțin pe Seba? Nu, îl desconsider. Păi în momentul în care tu spui că ea este capul răutăților... Cum, Victor? Ia, stai, că ați lansat o idee, ia zi, Victor, așa. Probabil, nu se gândește, bă, cum s-a dus Adelina spre Seba când el se vede un pic mai matur decât el, decât Seba. Uh-huh. Așa cred. Bă, mai matur ești, dar mai frumos nu, sincer. Da, după standardele tale. După standardele unei persoane de gen feminin, cum e? Zic la întâmplare, Adelina. El a declarat cel mai frumos băiat din universul băieților, nu știu. Păi dacă băi, știți cum e asta cu frumusețea? Frumusețea este în ochiul privitorului, nici de cum... Adică eu pot să te văd pe tine frumos și Paul să te vadă cel mai urât din univers, adică... Nu are nicio relevanță la treaba și asta. Victoria, atât de frumos încât până la vârsta de 30 de ani și a făcut... Bă, am 28. Am mai încercat să mă îmbătrânești că am 28. Tu ai spus-o. Mă zici că ai 40 cel puțin? Și oricum la 40 un bărbat e foarte tânăr și o femeie e foarte tânără. Abia atunci începe viața. Mi-e îmi spui? Da. Și mai pot să zic ceva? Da, te rog. În urmă, mi-am trăit viața până la vârsta asta. Acum pot să mă duc înainte. Dar tu la 24 nici nu te-ai zici așa că, zici că își pune, iartă-mă, zici, o să spun o prostie acum. Zici că ți-ai pus coșciugul pe cap și te-ai, până gata. La 30 ai timp să experimentezi. Vorbim cu bunile, nu să-ți cumpere niște lumânări, că așa ești, Doamne, iartă-mă. Cum bă, că-ți logodit? Păi, cum care păi și păi ce logodnă asta înseamnă că ți-ai pus capăt vieții? Păi nu zice că nu mai ai nimeni. Păi și nu am spus că nu te-a luat până acum nimeni până la vârsta păi asta. Poate n-am luat eu pe nimeni, că bărbatul adică cere. Să fii căsătorit cu copiii la vârsta asta. N-are nicio treabă, poate îți place prea mult viața și vrei să te distrezi. Eu nu știu, până la urmă trebuie să fie două persoane care să fie de acord pe ceva. Poate n-a fost el, poate n-a fost de acord cealaltă persoană, adică... Păi dacă te luai erai... Păi, poate n-am vrut eu să o opresc. Știți cum e asta cu dacă nu te lua nimeni? Mie mi se pare o prostie. Da. Trebuie să te ia cine vrei tu deci și... Deci să te ia într-un da. Undeva da. În univers. Nu e vorba de asta. Nu există un termen limită până la care să te căsătorești, că după aia dacă nu ești fată bătrână sau fecior nemărit, neînsurat. Nu mai e ca pe vremuri, hai să ne trăim viața și să o trăim în adevăratul sens al cuvântului. Nu îl luăm pe primul venit, primul luat și gata, la revedere și poate e monstru de... Nu putem să trăim cu el. Nu poți să stai în pat cu dușmanul doar ca să fii luat. Dar și acolo e ceva mocnit între Ionuț și... Da, păi văd, eu am chemat să discutăm așa prietenește despre una despre alta și văd că aici e o treabă. Dacă acuzații și niște atacuri care, din punctul meu de vedere, nici măcar nu și-au rost. Dar tu și Seba sunteți prieteni acum? Da. O să ieșiți la o cafea? Nu, nu am de ce să... Dar tu și Victor sunteți prieteni? Da, la fel, suntem colegi de competiție. Eu l-aștept la Brașov și pe el și pe Alina la pachet, la un grătar. Am toporul pregătit să spar lemnele. Îi aștept cu drag. Hai mă, Victor, hai mă. Mă dă la grătar, nu folosești toporul, spar. Un băiat lemnele. Matur de 30 de ani care gândește... Se găsesc gata tăiate, să știi. Sunt și surcele din alea mici. Sunt 40, dacă... Și mai nou nici nu mai ai nevoie de lemne, că se găsesc niște cărbun special, dai foc la hârtie și... Așa bă, scuză-mă că s-a auzit la matca. Scuză-mă. Compar tu Brașovul cu matca, sincer, bă, termină cu asta. Hai să luăm pauză? În matca intri și ieși ești așa. Nu, hai să luăm pauză, vă rog eu mult de tot, că nu e bine unde mergem cu discuția. Uită, uncla, ce mic e orașul, ce mă... Pauză.